Bună seara tuturor celor care vizionați acest video. Am să fac o etalare pentru ziua de vineri, 1 iulie, cu cărțile tarot, Tarotul Magic, să vedem cât de magică va fi ziua de 1 iulie, cum începe această nouă lună, în planurile importante și ca să fie mai personalizată etalarea o voi face pe zodiu. Vedem cum va fi în funcție de zodiu sau ascendent, care ar putea fi energia zilei. Cât de magică va fi ziua de 1 iulie. Ziua de vineri. Oh, se grăbesc niște vești, se grăbesc niște drumuri, niște vești, niște noutăți. Chiar este o zi de întâi, care vine cu niște noutăți, cu niște vești, cu niște drumuri, cu niște secrete chiar. Poate și cu examene, cu studii, cu cursuri care aveți o zi de noi începuturi, o zi de niște noutăți pozitive. Haideți să vedem, în funcție de zodie. Pentru zodia Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Sagitator, Capricorn, Vărsător și zodia Pești. Wow, o zi în care se poate comunica, se poate călători, o zi în care poate fi foarte plină, o zi plină cu de toate, cu poate și shopping, cumpărături, poate și stres, oboseală, muncă multă, drumuri, socializare, petreceri. Se petrece mult, se călătorește mult, se vorbește mult, e o zi poate și de întâlniri importante. Haideți să vedem. Zodia Berbec, zodia Taur, zodia Gemeni, zodia Rac, zodia Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Sagitător, Capricorn, Vărsător și zodia Pești. Și hai să vedem zodia Sagitător, Berbec, pardon. Zodia Berbec, chiar a ieșit aici semnul Berbecului. Voi aveți niște întâlniri importante, poate cu un prieten, cu un bărbat, vă deci întâlniri de bărbați, poate că sunteți, dacă sunteți bărbați, sunteți poate între niște prieteni, oameni de afaceri, oameni de bani, oameni pentru la bancă, spre exemplu, într-o instituție, o haină militară, poate chiar întâlniri în lumea bună. Văd că e o zi în care aveți niște evenimente, niște petreceri. Dacă sunteți o doamnă, atunci aveți poate niște întâlniri importante, tot la fel, poate cu instituțiile statului, cu persoane care au o importanță, puteți fi și cu soțul, și cu prietenul, sau cu fratele, sau cu tatăl. În orice caz, este o zi în care puteți avea câștiguri, bani, vă simțiți în siguranță, aveți poate și niște hotărâri de luat aici în oameni cu funcție, poate legat și de niște împrumuturi, poate legat și de niște afaceri, de o vacanță, chiar sunteți într-un succes, sunteți într-o popularitate aici, vă văd, deci semnul Berbecului, puteți avea o zi foarte reușită, inițiativele voastre pot fi de succes, vi se pune în evidență poate și profesionalismul sau aveți de-a face chiar cu niște profesioniști în domeniul financiar bancar, în domeniul afacerilor, în domeniul artistic, în domeniul showbiz-ului, poate chiar aici văd că sunteți într-un succes sau într-o vacanță undeva unde vă simțiți într-o companie plăcută. Pentru zodia Taur, ascendent Taur, voi sunteți și voi văd că sunteți, poate ori vă mai odihniți, vă mai vindecați, aveți aici poate și niște teme legate de sănătate, dar și o întâlnire de dragoste. Aici văd că apare o doamnă dintr-un semn de apă, cu o dragoste, cu o iubire, cu o prietenie, cu niște daruri. Aveți și niște temeri, poate aveți și niște frici pe care vi le învingeți. Aici poate fi legat și de sănătate, vă mai odihniți. Mama, soția, prietena joacă un rol important sau o anumită doamnă legată de profesie, carieră sau de viața sentimentală, pentru că văd aici că sunteți într-o îndrăgosteală, poate unii dintre voi, într-o întâlnire, dar aveți și o dispută, poate legată de cu niște rivali. Aici pot fi și niște rivalități legate de dragoste sau chiar în relația cu persoana iubită poate fi așa cu sușu și coborâșul, pentru că e multă pasiune. Pentru zodia
Gemeni, ascendent gemeni. Gemenii pot avea o zi frumoasă, o zi plină, cu multe vești, cu multe noutăți, cu întâlniri, cu evenimente, cu drumuri, cu niște hotărâri, poate și o rivalitate, poate niște examene pe care le luați, aveți întâlniri cu familia, o reuniune importantă de familie, poate, sau între prieteni. Aici văd că trebuie, aveți o zi plină în care trebuie să vă grăbiți să faceți niște drumuri pentru copii, pentru familie, pentru un eveniment, ceva. Deci, văd aici, poate vă pregătiți de o vacanță. Pentru zodia Rac, ascendent Rac. Racii sunt într-o mai prudenți, poate, pentru ziua de vineri, pentru că poate au o problemă de sănătate sau ceva îi nemulțumește, aveți o teamă, un stres. E o zi în care pare că trebuie multă ambiție și determinare. Poate că nu vă simțiți prea bine pe sănătate sau aveți voi o teamă de ceva, aici o frustrare, ceva nu se concretizează cum vreți voi și vă dezamăgește acest lucru. Și sunteți prudenți, dar puteți reuși ziua de vineri să o faceți foarte frumoasă în funcție și de ambiția voastră. Poate că vă decideți să stați doar voi și cu partenerul la un moment dat. Pentru zodia Leu, ascendent Leu. O zi cu bani, o zi în care vă calmați, vă temperați, vă duceți la băi, vă duceți la mare, la munte, vă întâlniți cu sufletul pereche, o zi în care primiți daruri, cadouri sau oferiți. Văd că aveți aici ocazia să mai recuperați ceva din energie, din sănătate, dintr-o relație aici. Vreți poate o împăcare cu cineva și s-ar putea să apară această situație. Pentru zodia Fecioară, ascendent Fecioară, o zi cu stres. Fecioarele pot avea și o zi cu o ceartă, cu o neplăcere aici, cu o discută. Aici poate fi și legat de o instituție a statului, poate o neplăcere sau apare, nu știu, pe o sănătate ceva, poate mâncați ceva și nu vă e bine, sau o ceartă cu un tânăr, cu un copil, aici poate fi o neplăcere care poate apărea, vă stresează ceva, vă enervează ceva, vă supără cineva. Ar putea apărea pe neașteptate că se strică ceva, poate fi în trafic, că sunteți în aglomerație, poate fi o zi aglomerată pentru voi, deci pentru zodia Fecioară și Nefecioară, aici poate fi stresantă că pot apărea și niște certuri, discuții în zone aglomerate sau pentru că aveți multă treabă și deveniți nervoși, spre exemplu, poate fi și o astfel de situație sau vremea, se strică ceva, apare aici un neprevăzut, un pericol. Pentru zodia Balanța, așa în Balanță, voi aveți aici o ambiție, aveți aici o dorință de a pleca undeva, de a face ceva, de a învinge, de a... Sunteți puțin cam aici într-o situație puțin de rivalitate, poate, de dubii, de confuzie, de... Aici e o tentație, vă tentează ceva, s-ar putea să aveți o relație și cu cineva în care sunteți așa cu... dragoste cu năbădăi, să zic, în care e o luptă de orgolii între voi și partener și vă creează o confuzie. Sau aveți dorința de a câștiga, de a munci, de a conduce și la un moment dat s-ar putea să vă puneți niște întrebări. Orică vreți să plecați undeva și nu știți, aveți de ales. Sunteți tentați să plecați undeva în străinătate sau aveți de-a face cu cineva aici care vă tentează. Ori apare o păcăleală, ori voi sunteți foarte atrași de cineva care poate mai este într-o altă relație și sunteți într-o confuzie. Ori aveți o rivalitate. Puteți, deci aici, în această zi de vineri, de 1 iulie, sunt niște energii puternice cu care aveți de-a face. Aveți dubii, aveți rivalități, puteți avea chiar o ceartă sau intra într-o intrigă, într-o aglomerație, undeva unde să vă luați la ceartă cu cineva. Dintr-o eroare, poate, dintr-o confuzie sau dintr-o ambiție a cuiva. Pentru, sau aici să nu fie, cum ar fi să conduceți sub influența unei substanțe, că puteți avea o neplăcere. Pentru Scorpion. Scorpionii au un zi în care au niște temeri, frici. Au teama că ceva nu funcționează, au teama că nu vor fi iertați sau au teama de că nu mai pot să recupereze ceva sau nu pot să-și ducă la capăt o idee, o dorință, dar e doar ceva aparent. Văd că se poate întâmpla un miracol aici. Voi sperați ca să se întâmple niște miracole pentru că aveți totuși un blocaj ceva. Aveți o dispută sau o intimidare, cineva care vă judecă într-un fel, încearcă să vă... Dar mai aveți, văd, că o șansă, o salvare care poate veni
ca prin minune sau poate veni și datorită credinței voastre, datorită unor vești de care poate ați uitat și acum vă vin minte, s-ar putea să vă vedeți cu persoana din trecut. Pentru zodia săgetător au o zi foarte interesantă, foarte frumoasă, cu lucruri neprevăzute, cu vești, cu drumuri, cu noutăți, cu aventură, cu pasiune, cu dorința de a vă vedea cu familia, cu copiii, de a pleca la drum, de a vă lua o vacanță. Aveți de-a face și cu niște persoane care poate încearcă să vă, tot așa, să vă... Aici este o zi, deci ziua de vineri, poate fi cam pentru fiecare zodie, în parte vine cu un bâzdâc, să zic așa, cu ceva, cu un pic de sare și piper, să spunem, dar la voi văd că aveți niște viziuni, aveți niște vise premonitorii, aveți curaj, aveți voință, puteți învinge, puteți conduce, puteți vă înnoiți, vă ocupați de copii, sunteți mai creativi, sunteți mai intuitivi, aveți energie, forță, vă vindecați. Pare aici că pentru voi joacă un rol important, așadar copiii, familia, drumurile, creativitatea, sunteți pe cai mari, să spunem așa, aveți o strategie, cumva aici vă văd că sunteți chiar într-un nou început, într-o nouă șansă. Pentru zodia Capricorn și Capricornii au o nouă șansă, cu toate că aveți niște frici, niște temeri, dar le puteți învinge, vă puteți împlini niște dorințe, văd că vă vin niște vești legate de niște acte, cu toate că aveți aici și o tentație, o frică, o teamă sau aveți tentația ca să mai vă... aici un viciu poate care cumva vă, sau o frică care o aveți vă creează o neliniște. Dar puteți avea și o idee nebunească, puteți avea și niște vise profetice, puteți avea și un succes extraordinar, niște vise, sunteți creativi, faceți o clarificare pe acte, pe niște... Gândiți mai clar, vedeți mai clar niște lucruri sau chiar vedeți ce anume vă ispitește, ce anume, care este păcăleala sau care vă învingeți niște frici. Văd aici că aveți mai mult curaj să vă învingeți niște frici și să aveți mai multe speranțe, vă văd cu multă speranță, se poate, poate apărea o perioadă de clarificare, de armonie. Pentru zodia vărsător, ascendent vărsător și vărsătorii au o zi foarte frumoasă în care își pot și, chiar este o zi de întâi, deci văd că pentru foarte mulți e o zi de întâi, o zi cu noi începuturi, deci aș putea să spun că ziua de vineri poate veni pentru toate zodiile cu noi începuturi, noi șanse, chiar dacă există și un bâzdâc. Ține foarte mult și de ambiție, de visele fiecăruia, de îndrăzneala fiecăruia să viseze, cum ar veni. Că aici văd că sunt șanse noi de iubire, la vărsător văd aici iubirea, întâlniri de dragoste, declarații de dragoste, o relaxare, o dorință care se împlinește, o petrecere, noi începuturi sau se naște o iubire pe neașteptate. Deci vărsătorii văd că au niște reușite. Zodia Pești. Și zodia Pești o parte și de bani și de iubire și de o clarificare în dragoste, un copil, vă mutați cu partenerul, copiii joacă un rol important, dragostea, banii, cadourile, munca, văd că aveți o zi extraordinară, deci ziua de vineri poate veni pentru toate zodiile cu o reușită, cu o reușită care aduce multe noutăți, multe șanse. Este o zi în care joacă un rol important instituțiile statului. Poate, exact, uite cum a apărut și justiția și se pot împlini niște vise aici. Văd că poate apărea o perioadă în care se pot împlini niște vise de demult, care țin și de autorități. Da? Deci încet și sigur. E o zi, la modul general, care aduce niște clarificări, bani poate chiar, speranță de bani, niște noutăți. Pot apărea niște noutăți legate de bani. Dar ține și de înțelepciune aici. Văd că sau, aici pot fi și pot fi niște reușite care țin și de energiile feminine și masculine prin instituțiile statului legate de niște bani, de niște vise care se îndeplinesc, de o armonie, de o justiție care se face, ceva ce se visa de mult. Cumva acum începe să se facă o justiție, să se facă dreptate. Văd că o femeie, un bărbat aici, cineva cu funcție poate juca un rol important în instituțiile statului, deci la modul general și la fiecare zodie, văd că este o zi pentru noi începuturi, chiar fiecare zodie are șanse de noi începuturi, dar în funcție și de curajul fiecăruia, de visele fiecăruia, de
karma fiecăruia, că nu par o zi care ar putea fi cu greutăți așa în general, ci doar în mod personal, particular, adică poate fi câte ceva, poate undeva la câte o zodie, în funcție de ascendent, în funcție de propria dată de naștere. Aici sunt doar citiri generale și, bineînțeles, sunt intuitive în cărți de tarot, nu este vorba că este o astrogramă. Sper că se înțelege acest lucru. Cei care vizionați canalul meu de YouTube, sper că ați înțeles că sunt niște citiri intuitive. Așadar, ce am văzut de bine, sper să fie de bine, ce am văzut de mai puțin bine, sper să nu fie în viețile nimănui, să aveți parte de o zi minunată, binecuvântată, pentru că văd că poate fi chiar o zi magică, o zi binecuvântată, cu multe evenimente, cu mult succes. Vă mulțumesc că vizionați acest video, la revedere, să iubiți și să fiți iubiți!